Vă salut, dragi prieteni ai site-ului Caliteo. În acest tutorial vreau să vă arăt cum am rezolvat eu problema cu numărul 3140 și numele A1Z26 de pe site-ul pbinfo.ro. Enunțul problemei este: cifrul A1Z26 este cel mai ușor cifru de substituție. Fiecare literă este înlocuită cu numărul ei de ordine în alfabet. Astfel, A devine 1, B devine 2 și așa mai departe. Cerință. Se dă un număr P. Dacă P egal cu 1, se dă un șir de caractere S format din litere mari. Să se afișeze numărul de ordine al caracterelor separate printr-un spațiu. Dacă P egal 2, se dă un număr N și N numere cuprinse între 1 și 26. Să se afișeze șirul corespunzător numerelor. Date de intrare, fișierul de intrare A1Z26.in conține pe prima linie numărul P. Dacă P este egal cu 1, pe a doua linie din fișier se află șirul de caractere S. Dacă P egal cu 2, pe a doua linie din fișier se află numărul natural N, iar pe următoarea linie se află N numere. Date de ieșire. Dacă P egal cu 1, fișierul de ieșire A1Z26.out va conține pe prima linie numerele de ordine ale caracterelor din șirul S, separate prin câte un spațiu. Dacă P egal cu 2, fișierul de ieșire A1Z26.out va conține pe prima linie șirul format din numerele de ordine date, afișate cu litere mari. Restricții și precizări. P este cuprins între 1 și 2. Lungimea șirului S este cuprinsă între 1 și 1 milion. N, numărul de caractere din șir, este cuprins între 1 și 1 milion. Numerele de pe a doua linie sunt cuprinse între 1 și 26. Avem și două exemple pentru fiecare caz în parte. Dacă P egal cu 1 și avem șirul Ana are mere, în fișierul de ieșire vor fi afișate numerele de ordine ale literelor din șirul Ana are mere. În exemplul al doilea, avem un șir cu 10 numere și se afișează literele corespunzătoare din alfabet de pe pozițiile date de aceste numere de ordine. Înainte de a începe rezolvarea, vreau să vă spun despre codul ASCII. ASCII este acronim pentru American Standard Code for Information Interchange, adică codul standard american pentru schimbul de informații. Se pronunță ASCII în engleză. Este un cod pentru reprezentarea caracterelor englezești ca numere, cu fiecare literă atribuită unui număr de la 0 la 127. Cele mai multe calculatoare folosesc codul ASCII pentru reprezentarea textului, ceea ce face posibilă transferarea datelor de la un calculator la altul. În imagine vedeți codurile pentru tastele de pe tastatură. Există și codul ASCII extins, de la 0 până la 255. Dacă dorim să facem un program care să ne afișeze aceste coduri, putem să facem în C++ un astfel de programel. Cod ASCII. Codurile încep de la 0 până la 255. Pentru codul I corespunde
caracterul cu codul I. Char este operatorul de conversie explicită. Și transformă numărul întreg I în caracter. Vreau să le afișez pe câte 15 coduri pe un rând. Încerc să le afișez sub formă de tabel. Deci dacă i% 15 egal cu 0, mut cursorul pe rândul următor. Apăs butonul Build and Run. Și acestea sunt cele 256 de coduri. Fiecare caracter cu codul lui. Dacă vreau să fac operația inversă, să afișez codul ASCII al unui caracter, spre exemplu codul ASCII pentru A mare, folosesc operatorul de conversie explicită int și convertesc caracterul A mare într-un număr întreg. Dacă vreau și pentru Z mare, fac același lucru. Observați pe ultimele două rânduri, caracterul A mare are codul 65, iar caracterul litera Z mare are codul 90. La fel și aici, dacă o căutați în acest tabel, pe pozițiile 65, aici avem A mare, și Z mare la 90. Continuăm cu programul nostru. Am să închid proiectul anterior, File, Close Project și deschid un nou proiect. Îi dau numele A1Z26. Având în vedere că trebuie să lucrăm cu fișiere, am să includ biblioteca FStream. Deschid fișierul A1Z26 pentru citire. Și fișierul A1Z26.out pentru scriere. Declar variabilele P pentru opțiune, N pentru numărul de numere aflate în cazul al doilea, I o variabilă contor, X în care o să citesc fiecare număr din fișierul corespunzător cazului P egal cu 2. Char, C, un caracter cu ajutorul căruia citesc caracterele din primul caz. Mai întâi citesc de pe prima linie a fișierului opțiunea P. Dacă P egal cu 1, ne aflăm în primul caz, deci pe rândul al doilea avem șirul de litere. Cât timp există litere în șir, citesc litera curentă în variabila de tip caracter C mic și afișez în fișierul de ieșire
codul acestei litere minus 64. Deoarece codul literei A mare este 65, dar noi trebuie să afișăm numărul de ordine din alfabet al literei A mare, care este 1. Deci facem diferența 65 minus 64 și obținem codul 1. Am să creez cele două fișiere de intrare și de ieșire, file new empty file. Eu am mai făcut înainte acest proiect. Și fișierul de ieșire. Merg pe site la enunțul problemei și copiez datele din fișierul de intrare. Rulez programul. Enter. Și în fișierul de ieșire a fost afișat șirul de numere corespunzător literelor din șirul ANAR-MR. Acum, în cazul în care pe egal cu 2, citesc de pe rândul al doilea numărul N, care reprezintă numărul de numere din fișier, fac un for. De la 1 la n, citesc în variabila x număr cu număr și afișez în fișierul de ieșire caracterul cu codul x, numărul de ordine, plus 64. Deci dacă numărul de ordine x este 1 plus 64, se va afișa codul cu caracterul cu codul 65, adică A mare. Dacă x este 26 plus 64 egal 90, se va afișa caracterul cu codul ASCII 90, adică Z. Build and run. Trebuie să schimb fișierul de intrare. Copiez al doilea exemplu. Și s-a obținut șirul de la care am plecat, ANAR-MR. Copiez codul programului, Ctrl-A. Copy, clic dreapta, copy, mă duc pe site, mă autentific și merg în secțiunea încărcare soluție, dau inserați și apăs butonul adaugă soluție. Am obținut 100 de puncte, deci programul este corect. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!